în ultimii, din 2007 de când suntem noi, nu e, în ultimii 15 ani, în decembrie a fost ședință JAI. Da. Deci nu e că e un eveniment cu totul și cu totul imprevizibil. Imprevizibil și da. Nu puteai la vara asta, te luai la golf pe domnul ministru de interne sau pe cancelar, îl scoteai la o masă, la, nu știu, pe un iaht, că în Austria mai merg ea pe iahturi, se registrează. Și îi spuneai, păi, vezi că în decembrie n-au te apucat să dai interviuri că nu-i bună România, că după aia e greu să ți le iei înapoi. Vezi că în decembrie nu e o problemă mică de rezolvat. Cum o facem? Păi uite, eu îți spun că eu așa rezolvam lucrurile pe vremea mea. Domn Ponta, hai să stați așa. În sensul ce puteam să rezolv eu. Da, da, da. Diverse lucruri pe care le puteam rezolva, puneam mâna pe telefon, ziceam, auzi, nu ne vedem, vin și eu, hai să vorbim, am o problemă de rezolvat. Bă, e grea, Victor, dar avem și noi o problemă de rezolvat. Hai că o rezolv și eu pe a voastră și hai, ce, în decembrie nici nu s-a mai discutat, că de fapt se punea pe ordine, de zi se vota. Sau puteai să spui altceva, domnul Bode, să spui, domnule, vă anunț că de acum încolo particip eu personal, eu, ministru de interne, la JAI, și că acolo trebuie unanimitate ca să pui pe ordinea de zi. Și că eu mă opun, eu cu bulgarul, punem veto la toate. Exact. De exemplu, la toate hotărârile cu Ucraina. Să vină ucrainenii să ajutăm, noi punem veto. Păi cum să puneți veto? Uite mă, așa cum ne puneți voi veto la Schengen. Păi sunteți nebuni? Cum să puneți nu? Păi, dar voi nu sunteți nebuni? Da. Și să rezolvați. Se poate rezolva. De ce n-ați acționat așa, sigur, pentru că dumneavoastră când erați premier? Am avut atunci rezoluție. Am avut o mare problemă atunci. Mm. În sensul că eram eu și Băsescu. Dacă eu ziceam dreapta, Băsescu zicea stânga. Dacă eu ziceam stânga, Băsescu zicea dreapta. Și am zis eu în mintea mea, după dezbaterea fabuloasă de la Rareș Bogdan, am zis, băi, las-o că era în octombrie, nu? Da. Am zis, lasă că ok, în decembrie am și vorbit, vedeți că în decembrie o rezolvăm, că na, tot cu mine o discutați. Urmați să fiți președinte și... Dar nu m-am prins că... Știi că cum, eu nu mai aveam calul. Adică eu vreau să alerg în decembrie la concurs, super. Dar am furaseră calul. Super. Dar, ca să înțelegi, nu doar că perseverare diabolicum, adică eu atât am fost de... Era să zic prostănac, Doamne ferește, că am zis, băi, și nu dacă, dacă iese Iohannis... Oricum o rezolvăm în decembrie cu atât mai mult. Sigur. Împreună, uite, eu am luat bătaie de la un neam. Ați avut o discuție cu Iohannis pe tema asta? Nu. De ce? Că nu. Nu l-a interesat. Nu, la modul, nu, stați puțin, dar la modul, băi, uite, Harry Iohannis, ați și președinte, a votat românul cum a votat. Eu rămân premier, hai să luptăm pentru țara asta. Ce a rămas? Vizele pentru America, Schengen, MCV? Vizele cu America, Schengen, euro, eram atunci, atunci îndeplinam condițiile, acum nu le mai îndeplinim. Da. Și am zis, domnule, hai că să vedem cu euro ăsta, facem o analiză, câștigăm, pierdem și? Din el, dar hai să... N-am, că... Că ce să zic? Era cu puiemânta. Era cu puiemânta, dar cred că l-a deranjat ideea că aș putea să rămân prim-ministru și după aia mi-au făcut șmecheria cu dosarul. Apropo, te anunț pe tine, așa că tu e singurul curios. Se închide, domnule, în 2023 dosarul meu din 2015, ăla care se numește așa dosarul, de ce nu ți-ai dat demisia, Ponta? De ce a fost nevoie să moară oameni ca să te dau afară? Știi? Că eu dacă înțelegeam... Ce dosar e ăsta? Care e? Ăla cu Șova din 2008 se închide în ianuarie. Da? Apoi se închide pe prescripție. Nu. Eu am fost achitat. Stai, nu mă băga cu... cu infractorii. Cu aia, cu ANRP. Cu Belina, da? Nu, doar așa. Că... Așa, da. Deci... Da. Așa se numește dosarul. De ce nu ți-ai dat, mă, demisia? Da. De ce n-ai bască? Domnul... Ba nu, era bască important. Domnul Încheșelu, care l-a făcut, e bine, e procuror european, e plătit în euro, mai nenorocește bănești pe alții, nu doar pe acum, noi. Acum, doamne, așa, să vadă și alții cum e justiția din România. Eu de cred că... Păi, români, bulgari... unguri, cam atât. Tu crezi că există vreun pic de corupție în Germania, în Spania, în Italia? Ați văzut marele caz al lui Chioveși cu bulgarul ăla care a luat 2000 de euro. Care a luat 2000 de euro, da. Dar acum, sincer, tu îndrăznești să te gândești 2000 de euro, că fi corupție pe de muncă, în Belgia, în Olanda, nu? În Austria. Doamne ferește. Doamne ferește. Normal, la noi e corupția 2000 de euro. Păi... Da, apropo de... E salariul doamnei Chioveși pe două zile. Da, exact. Ați văzut asta cu Austria foarte drăguță, ăștia de la Digi, care... Na, știți dumneavoastră că ați fost. Nu, la Digi ați fost premier și știți cum e. Și la Digi și premier. Da, ați văzut cum e la Digi după ce a apărut că domnul cancelar austriac nu, așa, nu. Cum nu așa. Vrea. Imediat a băgat un text pe site preli.ro că domnule, Austria e la mâna lui Putin și din cauza lui Putin nu intră în Schengen.
Ține prostala asta cu Putin la nesfârșit? La Foci, da. La Foci, da. La Foci, da. Ați văzut și la Focile din America a ținut cu laptopul lui Hunter Biden. Mă rog, fiecare focă are, are, fiecare rasă de focă are identitatea și specificațiile zonei. La Foci ține. Acum îți dai seama că Putin, care între timp a căzut pe scări și și-a rupt coloana, are cancer în fază terminală, le face pe toate. Da. Deci îți dai seama că încinge telefonul cancelarului austriac, zice, bă, noi primim pe aia în Schengen. Da, deci asta e teza. Da, un om nu poate să creadă această idioțenie. Focile cred că trebuie să primească o explicație. Corect. Nu e aia, îmi pare rău. Cancelarul Austriei nu ascultă de Putin în acest domeniu. Poate că o avea alte lucruri. Ascultă de Paris, de Berlin. Dacă nu l-a sunat nimeni de la Paris și la Berlin, degeaba îl sunăm noi. Da, dacă păstrăm focusul pe Austria, le-am dat pădurile, de ce? Le-am, stați puțin, le-am dat perimetrele de exploatare, le-am dat companii naționale, le-am dat... Păi le-am dat, nu ni le-au luat. Le-am noi dat, le-am dat. Da, noi le-am dat lemnul, le-am dat plămânul verde. Așa a fost repartizarea aia pe est. Da, exact. De exemplu, în Polonia s-au dus mai mult nemții. În alte țări s-au dus alții. Da. La noi au venit austriecii, care, sigur, sunt o țară care... Ca o țară, da. Da, o țară centrală apropiată de Germania, ca să zic așa. Dar nu le-am dat noi le-am destul? Dat. Păi nu le-am dat destul? Mai era ceva ce nu le-am dat, ce puteam să le dăm și... Dar repet, aici nu, noi ne luptăm cu cine doamne, nu trebuie. Doamne, ați avut acces la informații, spuneți-mi și mie. Da. Mai puteam să, mai era ceva de dat și n-am plusat sau... În ultima perioadă nu. Păi mai pe vremea, sincer, și Năstase, și Tăricianu, și Băsescu, nu că laud. Și eu am vrut să mai ține și pe aici ceva, ca să zic așa. Da. După care am mai vrut și Dragnea să mai ținem pe aici și după care însă a venit echipa de aur care a zis România, care România? România, țara aia unde luați, dom'le, ziceți ce vreți. Corect. Aia mie aia mi s-a părut genială când cu Suedia și Finlanda să intre în NATO, când noi am anunțat că suntem de acord înainte să facă ei cerere. Știi? Păi da. Știi? Aia, deci... Bun, ok. Deci suntem de acord. Turcia au negociat. N-au votat nici acum. N-au votat nici acum. Da. Cum se termină povestea asta cu Schengen? Intrăm sau nu intrăm? Sper să intrăm, sincer. Știi de ce? Se fac ei de doi bani. Ultima cine? Mea experiență... Ăștia care ne primesc. Da, domn Ponta, hai să răsturnăm un pic. Stați un pic. Eu am o teorie. Dom'le, 11 ani de zile. Ai lui Băsescu, mai țineți minte, și cu deontologii. Unii dintre colegii noștri acum. Nu, noi intram din cauza PSD-ului. Da! Era ciuma roșie. Da. Da? Da. Așa a început povestea. Cu, mă rog, nu era chiar așa colorată. Stați puțin, stați puțin. Acum, sincer, 11 ani faptul că a reușit domnul Iohannis să scoate PSD-ul de la guvernare. Și după aia să-i bage din nou și cu ciuma roșie să ne scăpăm de NCV, asta e superb. Dar 11 ani de zile, domn Ponta, ne-am dus, ne-am bătut la Bruxelles ca chiorii. Am urlat că suntem corupți, că suntem infractori, că suntem cerșetori, că suntem nespălați. Că merităm să ne bată și să ne primul spui mandat al lui Iohannis. Merităm, salvați-ne, suntem corupți, stat falimentar. Iohannis a zis-o, da? Da. Și în 6 luni de zile, doar pentru că tu ți-ai pus guvernul tău, PSD cu PNL, ți-ai băgat în același pat, în amantlă cu ăsta politic, tu vrei ca ăia, cărora le-ai dat muniție timp de 11 ani, să zică, da mă nene, hai, ștergeți. Uite, cu MCV-ul au zis, fie vorba între noi, MCV-ul era o bâtă politică, n-avea nicio legătură. Veneau tembelii aia care sunt bine plătiți cu 10.000 de euro, așa, onegiști. Și luau cu copy-paste, luau cu copy-paste în 2015 ce scrisese în raportul din 2010, de exemplu, sau... Și lumea le zicea, le mai ziceam noi, auzi mă, n-ați vrea totuși, dacă tot luați atâtea mii de euro, să mai scrieți, mai schimbați voi niște fraze, nu puteți să... Noi le ziceam. Și da, este corupție, este statul de drept, nu, presiune supra justiției și nu știu ce. Vorba ta, dacă ne-am învățat de 12 ani să trăiască din înjurăturile noastre la adresa noastră, deodată vrem să spunem, dom'le, stai un pic. Stai că nu e... Ne-am vindecat. Acum... Deci avem și un ministru nou la justiție, domnul Predoiu, care era în toate vremurile și în toate timpurile. Majordomul Nuții, care era... Se mai schimbă și funcționarii la Bruxelles, numai la noi nu se schimbă ministru. Adică... Nu, doi la noi sunt de neschimbat, Virgil Popescu și ăsta, Cătălin Virgil Predoiu. Popescu, fără să mă repet, îmi aduce mereu aminte de un cântec care îmi plăcea foarte tare al lui Andrieș, care vorbea despre șeicul din Bagdad, care avea un punct foarte slab, dar ținea în sertare și un punct foarte tare. Știi? Și comisia a venit și după ce se sfătui, decise prin comparație. Deci, Virgil Popescu,
nu comunică bine, cresc prețurile, îl înjură toată lumea. PSD-ul, da. Știi? A, acum ca să nu mai vorbim de Andrei, să vorbim de Cartea Junglei. Parcă e King lui, știi, când ținea de coloană aia și cădea tot palatul, se prăbușea și el ține de coloană. Da. Megavatul crește, gazul crește, aia crește, nu se întâmplă nimic. Da, are în sertare un punct foarte și tare. Și mai are ceva. Înțeleg că a cumpărat toate biletele pe ruta Washington pentru următorii 5 ani. Cum, cum arde un pic mai tare să suie încât un avion? Nu e rău asta. Până cum e bani? Auzi? Decât să mergi prin alte destinații. Decât să mergi prin alte destinații. Decât să mergi în Dubai, domnul Ponta, ați văzut unde a fost domnul Ciolacu de 1 decembrie? Nu, și nu știu ce ai cu această destinație care mie este. Am văzut că e un vad așa pentru, foarte bun pentru socialiștii români, Dubai. Lasă că merg și liberalii și conservatorii, merg toți. Parcă nu e, nu cadrează cu. De ce nu cadrează? Chiar e frumos, e bine. Mă rog, am fost eu odată cu ghiță și mi-am luat-o de încă mă ustură. Mai aveam puțin și vă filmam și în camera de hotel. Da.